Bună seara, bine v-am regăsit, sunteți la Sport Sus Special, discutăm despre Fotbal Club Municipal Alexandria, astăzi campioana județului Telorman, care se află înaintea, cu câteva zile înaintea unui examen important, practic punctul culminant al acestui sezon fotbalistic 2015-2016 pentru campionii de la Fotbal Club Municipal Alexandria. Îl reprezintă cu siguranță dubla manșă a barajului pe care formația antrenată de Romulus Ciobanu o va susține în compania campioanei din Ialomița, Andreas Andrășești. Pentru acest subiect, despre cum se găsește, care este starea de spirit în rândul formației alexandrene înaintea meciului de primului meci de sâmbătă contra celor din Ialomița, discutăm în această seară. Avem doi invitați pentru a parcurge acest subiect și pentru a-l dezbate pe toate fețele. În primul rând, președintele clubului, domnul Bogdan Ciobanu, în plan apropiat, în mijlocul imaginii. Bună seara, domnule președinte, bine ați revenit. Și în plan îndepărtat, antrenorul Romulus Ciobanu și el o mai veche cunoștință a telespectatorilor noștri. Bine ați revenit, domnule antrenor. Bună seara, bine v-am găsit. Domnilor, începem cu începutul, încercăm să ne ordonăm puțin cronologic firul discuției. Astăzi este luni, sâmbătă, 11 iunie, a fost ultimul act al competiției fotbalistice pe plan intern, Festivalul Fotbalului Telormânean. Ați fost unii dintre protagoniști, ați fost premiați pentru titlul de campion județean, un titlu adjudecat cu foarte, foarte multe etape. În urmă, practic, din iarnă, lucrurile erau clare pentru cei care urmăreau Liga 4-a județeană de fotbal, că Fotbal Club Municipal Alexandria nu are practic concurent real în privința ocupării locului prim la finalul acestui sezon fotbalistic. A fost și finala Cupei României, faza pe județ, acolo unde de asemenea ați fost una dintre echipele protagoniste. Pentru al treilea an la rând ați ajuns în finală, ați jucat cu aceeași echipă, Unirea Brânceni, și pentru a treia oară la rând, în fața încă o dată aceleiași formații de la Brânceni, ați pierdut trofeul la penalti. A doua oară consecutiv. Domnule antrenor, cum ați trăit de pe margine? Nu e o mare miză, până la urmă, poate pentru Fotbal Club Municipal Alexandria această competiție, dar cred că dacă ați ajuns acolo, v-ați dorit victoria, totuși. Da, cu siguranță. Am, pe toată perioada acestui sezon, obiectivul principal a fost câștigarea campionatului. Am reușit lucrul ăsta matematic cu 7 etape înainte de final. Chiar dacă, știu, unii nu sunt de acord cu ceea ce spun eu, simțind din interior, vă spun că a fost o muncă destul de grea, dusă de conducători, de antrenori, jucătorii în primul rând. Dar să trecem la întrebarea noastră, cea cu Cupa României. În permanență am cântărit această competiție să o onorăm și să o ducem la bun sfârșit, așa într-un ritm și într-un, eu știu, să răspundem fair play, adică să, aici mă refer să folosesc echipa bună întotdeauna sau echipa care să câștige fiecare joc din Cupa României sau să trimitem în teren la o anumită fază a Cupei României niște copii care să le dăm ocazia să joace într-un meci cu miză. Am considerat că este în regulă să mergem până la final cu această cupă. Ar fi fost o chestie minunată în care să câștigăm și această cupă. Revin la ce a spus, că ne-am dorit să câștigăm această cupă. Din cauza asta, până în ultimul act, adică până în finală, am folosit jucători care au jucat în permanență în primul 11 și de această dată nu a fost să fie. Un singur regret este la ceea ce s-a întâmplat în jocul acesta, că în urma ocaziilor avute, foarte, foarte clare, de situații de unul contra unul cu portarul, mingii finalizate pe spațiul porții direct în brațele portarului, nu am reușit să marcăm. Mai deranjant a fost că și din penalti am avut, să zic, incapacitatea de a marca. Și aceste lucruri sunt în momentul ăsta deranjante. În rest, cupa oricum am fi putut ajunge într-o fază, știu, să aducem o echipă poate
de Liga 3, de Liga 2, dar la un moment dat clar trebuia să fim învinși. Astea sunt lucrurile care au fost minusuri în jocul ăsta de sâmbătă. Bucuria nu a fost totală, adică câștigarea campionatului, premierea din partea AJF-ului, trebuia să fie încununată și cu câștigarea acestei cupe. Dar noi avem un alt obiectiv, ăla este principalul obiectiv. Jucătorii, cred și din ce discut cu ei, sunt capacitați foarte mult la acest obiectiv și probabil alte preocupări le-au lăsat pe planul 2. Și din cauza asta, poate și o evoluție mai slăbuță în ultimele două jocuri. Și aici mă refer jocul cu Videle și jocul cu Brânceniu din cupă. Ne întoarcem rapid și facem o mică paranteză legată de ultimele două meciuri oficiale pe care le-a disputat Fotbal Club Municipal Alexandria. Meciul de la Videle, un meci în care a pierdut cu 3-0, surprinzător scorul, nu am văzut meciul, dar așa, ținând cont, dacă ne uităm pe clasament și de ritmul susținut pe care Fotbal Club Municipal l-a avut de-a lungul întregului sezon 2015-2016, când practic nu ați prea avut adversari, deci că ați câștigat toate meciurile, aveți o linie de clasament absolut de invidiat. Din 30 de meciuri disputate, 28 de victorii, un egal și o înfrângere. Cea de la Videre, repet, un 3-0. De asemenea, ați marcat mai puțin de 128 de goluri. De departe, cel mai bun atac. Aproape de... oarecum aproape de această eficiență s-a aflat viața în Olten cu 103 goluri, dar restul echipelor nu sunt departe ca număr de goluri marcate. De asemenea, aveți cea mai bună apărare, iarăși un lucru evident, 13, doar 13 goluri primite, 85 de puncte cu față de 67 cât a acumulat Unirea Brâncen, echipa care pentru a treia oară la rând a luat Cupa României faza pe județ. Ce s-a întâmplat și la Videle? Adică ultimele două meciuri oficiale? Astea au fost concluziile trase de noi în vestiar, eu, jucătorii. Capacitarea lor sau capacitatea lor de a se mai monta, de a se mai concentra, de aia spuneam mai devreme că a fost o muncă destul de grea să ajungem și să avem aceste cifre, să capacităm niște jucători în permanență să câștige fiecare, joc. Se pare că în ultima etapă nu am mai reușit lucrul ăsta. A urmat meciul de cupă, care la fel, la o săptămână distanță, nu am mai reușit să ne capacităm. Și spun eu că gândirea sau, eu știu, concentrarea la lor e foarte accentuată pe meciurile de baraj. Aceste jocuri, vă spun că chiar și la Videle, la un moment dat, o evoluție, să zic, mai agresivă, de multe ori peste limita regulamentului a adversarului, a făcut ca, eu știu, jucătorii să se teamă de eventuale accidentări. Am luat un roșu acolo care iarăși ne-a dus în posibilitatea de a folosi un jucător titular în meciul de cupă. A venit meciul de cupă din nou și aici ne-am gândit, eu știu, la eventuale suspendări, la eventuale accidentări. Și adică acest final nu a mai fost la nivelul la care echipa a fost până acum. Toate aceste mici amănunte au dus la o evoluție mai puțin slabă. Este adevărat că nu avem scuze și nu niciodată ne vom ascunde în spatele la aceste lucruri. Dar toate lucrurile astea, cine trăiește în fenomen, ar putea să le ia ca plauzibil. Să vină lângă noi. Să trăiască cum le trăim noi cu tot felul de campionatului. Nu încearcă cineva să ridice niște semne întrebare asupra capacității sau formei sportive pe care o traversează? Sau chiar și meciul de cupă, cine a fost, da, chiar dacă nu a fost cu nerv, să zic așa, din partea jucătorilor, Brânceanu nu ne-a dominat nici la ei când am făcut 0-0, nici și aici. Au făcut un antijoc, s-au așezat în jumătatea proprie. Au făcut ce au putut până la urmă. Exact, da, au făcut ce au putut. Și au analizat bine resursele. Nu poți să joci de la egal la egal, cel puțin 90 de minute din punct de vedere al pregătirii, al relațiilor de joc. Foarte greu să rezici, chiar dacă sunt acolo destui jucători care au știut fotbal, și dar 90 de minute să reziști un ritm, spuneam, e complicat. Adică nu ne-a pus nimeni probleme, nu ne-a dominat nimeni, nu ne-a
Noi n-am reușit să finalizăm și să marcăm. Credeți că, ținând cont de, de explicație pe care le oferea domnul antrenor Romulo Ciobanu, putem constata o încărcare prea accentuată din punct de vedere al așteptării acestui meci de baraj? Până la urmă este țelul unui întreg sezon. Fotbal Club Municipal Alexandria trebuie să meargă la Liga 3, stă de prea mult timp la Liga 4, locul echipei nu este aici. A fost un an greu pentru toată lumea, a început în vara anului trecut cu o grămadă de echipa s-a strâns, s-a trecut peste toate, a strâns rândul. Credeți că e posibil să întâmple și chestiunea asta ca jucătorii, iată acum la final de sezon, în fața ultimului examen, cel care până la urmă dă verdictul pozitiv sau negativ asupra întregului sezon, e posibil să fie capacitați prea mult? Este posibil, pentru că uitați, rezultatele din ultimele două etape sau trei etape spun acest lucru. Este posibil, dar eu vreau să spun altceva. Am avut sâmbătă la meci în jur de 1000 de spectatori, chiar m-am bucurat de festivalul ăsta al fotbalului, care a fost și meciul de baraj care a urmat. Cam așa ce vreau, aș vrea să văd și la Alexandria pentru Liga 3-a. Adică cine vine la Alexandria să nu aibă impresia că Alexandria a dat o notă campionatului până între două etape, a defilat și acum am avut o perioadă. Nu, sunt momente ale jucătorilor care o să trece peste ele. Avem două jocuri sâmbătă, primul meci acasă cu de baraj. Concentrarea cred că a lăsat de dorit faptul că noi am dominat acest campionat la 18 puncte față de Brânceni și de restul competitoarelor. Am avut o zi mai nefastă la videle, ca așa pot să-i spun. Da, pe greșeli personale, pe greșeli personale ale jucătorilor, care, da, asta nu dezapreciem meritul echipei din videle, care cu ambiție, cum au putut, au reușit să câștige jocul. Iar mai departe, cred eu că această echipă, e domnul profesor lângă mine, dacă stau să analizez perioada de când am venit președinte din octombrie 2014, de când ne cunoaștem și am luat contact împreună, nu avem decât două înfrângeri și două egaluri din 2014, din octombrie. Nu? Cam așa. Da. Și avem o înfrângere cu turnul Măgurele. Hai să nu mai lăsăm 2014, să zicem 2015, de când am început reconstrucția acestei echipe. Avem o înfrângere cu turnul Măgurele, o înfrângere acum cu Videre, un egal cu Brânceni și finala asta acum care am pierdut-o la penaltiuri, care, într-adevăr, nu ne-a căzut bine, întrucât... Era așa acasă la Alexandria? Adică din vreo 50 ceva de meciuri? De meciuri, eu spun că, până la urma urmei, eu vorbesc și de meciurile amicale, pentru că meciurile amicale care le-am jucat, echipa asta a demonstrat că poate să ducă ritmul până la capăt. Am jucat cu începutul cu pregătirii cu Câmpul Mușel, care era pe primul loc și am reușit un scor bun. Am jucat cu turnul Măgurele și tot așa am fost cod la cod cu ei. Adică ne-au demonstrat jucătorii că pot duce ritmul Ligii a treia. Aceștia care sunt acum la echipă. Domnul profesor știe foarte bine, pentru că noi am colaborat, facem tot posibilul, tot ceea ce înseamnă din punct de vedere al echipei, organizatoric, să putem să ne adunăm în jurul echipei. Și atunci rezultatele au venit. Acum zicem noi că jucătorii, spuneți noastră, au avut... Să nu fie prea încărcat asta, zic. Da, nu știu dacă e neapărat încărcătura. Poate că unii dintre jucători simt presiunea asta a barajului, n-au dat piept în piept până acum, cred că mai mult de jumătate din ei, zic eu, că n-au avut presiunea asta așa a unui baraj, a unui meci. Și e posibil să se întâmple și lucrurile astea, dar nu, eu cred că trecem peste aceste amănunte, trebuie să se capaciteze, domnul profesor este lângă mine și eu sunt lângă, suntem toți concentrați pe ce avem de făcut, de asta o să avem echipa în Liga 3-a, nici nu ne gândim la altă variantă. Eu cred în continuare și eu sunt convins că anul ăsta 2016 va fi anul lui FCM Alexandria. O întrebare scurtă și pentru ambii invitați. Începem cu domnul președinte, că tot ca să-și continue șirul ideilor. Credeți că un campionat mai disputat cu două, trei pretendente reale la prima poziție și eventual la aspirarea la Liga 3 ar fi făcut ca echipa campioană care a rezultat din această competiție să fie mai
Nu cred, pentru că dacă ne uităm în urmă la ce s-a întâmplat în turul campionatului, uitați-vă că primele 9 sau 10 etape am fost și cu Brâncenii, chiar dacă sau noi nu ne-am încurcat, ne-am ținut cadența, ei s-au încurcat și am ajuns la diferența asta de puncte. Astea sunt competitoarele momentan la acest moment. Dar dacă noi ne încurcam, atunci însemna că noi avem o problemă. Noi ne-am încurcat. Și atunci clasamentul pe care îl aveți aici pe masă dovedește faptul că echipa din Alexandria a avut un parcurs foarte bun. Poate că dacă nu era înfrângerea de la Videle, eram peste ce a fost turnul anul trecut, unde a avut, dacă nu mă știu, 2 sau 3 egaluri. Nu mi-aduc bine aminte. Întreg sezonul, da. În antrenor, dumneavoastră, parcă v-ați fi dorit parcă un campionat cu mai strâns, cu mai multe echipe pretendente până spre final, care să țină ritmul? Da, eu când am venit la Alexandria, Liga a 4-a nu se poate oferi prea multe pretendente. Liga a 4-a sunt alte chestii sau alte fenomene care îți pot îngreuna drumul către meciurile de baraj. Și aici mă refer la adversarii care joci, terenurile pe care joci și climatul în care îți desfășori jocul respectiv. Adică, dacă ești o echipă care, cum e FCM-ul, care noi încercăm să construim, să mergem cu faze constructive până la poartă, da? Cu finalizare în 2, 3, 4 jucători, da? Atunci nu putem face treaba asta pe un teren, să nu mă scuze cei de la Orbeasca, cei de la Bragadiru. Și atunci adversarul, când joacă cu locul 1, se mobilizează și prin toate mijloacele încearcă să smulgă un rezultat bun. Prin ce? Prin a distruge jocul. Cum se spune în fotbal, bufa. Da? Până vine mingea înapoi, o punem iară. Astea sunt multe piedici în a ajunge să ajungi la jocurile de baraj. Celelalte care ar fi fost în regulă să fie mai multe pretendente, da, dar garantat, peste tot în țara aceasta, mai mult de 2-3 echipe care să se bată în prima fază la campionat, în Liga a 4-a, nu cred că există. După cum bine vedeți, anii trecuți, Roșioriu, în urmă cu un an de zile înainte să promoveze, au pierdut un baraj, da? Au revenit, au câștigat barajul și au rămas în Liga 3. Turnul Măgurele, la fel. S-a bătut cu Alexandria anul trecut, au câștigat seria, s-au dus și au promovat. Anul ăsta, eu consider că Brânceniu a fost o pretendentă foarte bună. Au avut minusul că nu s-au putut pregăti zilnic. Dar, conform rezultatelor din Cupa României, au ajuns să aducă Astra Ploiești la Brânceni, eu consider că este o echipă mult mai valoroasă decât ce a fost turnul Măgurele anul trecut. Deci, chiar dacă nu e nimeni de acord cu mine, eu spun că în componența echipei Brânceni sunt jucători valoroși, atât că nu au avut parte de o pregătire permanentă. Domnule antrenor, domnule președinte, ne uităm puțin pe echipa care va sta în calea promovării lui FCM Alexandria la Liga 3. Vă așteaptă două meciuri de baraj, 18 și 25 iunie, primul meci la Alexandria pe stadionul municipal. Bun, ne uităm pe linia de clasament al lui FCM Alexandria, poziția întâia în clasament, evident, cu 85 de puncte, un golbelaș foarte bun, 128 de puncte, 128 de goluri marcate, 13 goluri primite, 28 de victorii, un egal, o înfrângere. Andreas Andrășeș este campioana județului Ialomița, care are și ea prima poziție, evident, și a terminat cu 76 de puncte, însă a avut doar 25 de victorii, un egal și 4 înfrângeri până la finalul sezonului. Despre Andreas Andrășeș, despre fotbal din campionatul județului Ialomița, foarte multe lucruri sunt greu de spus acum. Au fost 16 echipe, la fel ca în Liga 4-a din Telorman. A fost o surpriză, poate pentru multă lume, în Ialomița, ca această echipă dintr-o localitate rurală, este vorba de o comună cu
undeva la 2200 de locuitori. Păi uitați-vă și la locul 2, că acolo scrie Ion Roată, Unirea, Unirea Ion Roată. Ion Roată. Mai sunt Feteștiul, Țăndăreiul, Buzău, Slobozia. Da, da, Feteștiul și Țăndăreiul sunt orașe. Da, sunt orașe, de zic echipe de orașe care sunt în spatele, celor de la Andrășești. Gheorghe Doja, da, sunt echipele de oraș s-au clasat în spatele celor două din frunte, Andriaș, Andrășești. Dom'le, ce știți despre echipa asta? Păi, echipă cu care a terminat pe primul loc, o echipă care eu mai multe lucruri nu pot să vă spun din punct de vedere fotbalistic, pentru că domnul profesor poate să vă spună din informațiile pe care le avem. Este o echipă de comună, au câștigat campionatul, referitor la ce spuneați mai devreme de impedimentele pe care le putem întâlni. De exemplu, la Plusca, în returul campionatului, de la un teren de 60 de metri, ne l-am gustat la 45. Ne-am trezit dimineața, jucam pe Tarla și n-am venit noi, s-a îngustat terenul. Dacă era în limitele regulamentului, domnul președinte? Da. Păi erau în limitele regulamentului, dar... Astea sunt minusurile minusurile care te deranjează. Adică știi că joci cu Alexandria, o echipă care pasează, care vine și o îngrădești pe un teren. Bun, băia doi la mână, nu tunde iarba, n-au tuns iarba că e terenul mare și nu poți să o pasezi. Așa cred că vom păți și în partea cealaltă. O echipă care trebuie să fim fer convinși că cu toate mijloacele pe care le poate adopta, se vor lupta cu noi. Acum că e primul joc la Alexandria, trebuie să tranșăm acest meci aici la Alexandria, ca acolo să la Andrășești, să nu rămână în urma noastră să avem probleme, Doamne ferește, să ne lucrăm. Cam atât. Restul, domnul profesor, poate să vă spune mai multe despre echipă. Domnule antrenor, ce știi despre Andreas Andrășești? Ați văzut un meci de-al lor? Ați mers acolo? Da. V-ați luat informații? În urma atragerii la sorți și văzând că am căzut cu Andreas Andrășești, am reușit să ajung, pentru că jocurile în Ialovința se desfășoară de la ora 5:30 după amiaza și am reușit să ajung la un joc, chiar la ei acasă, în care am putut să-mi fac, să zic, o idee asupra echipei adverse. O mare diferență între linia de clasament, o pot spune că este doar la golaveraj, da? Goluri marcate, goluri primite, într-adevăr și la puncte, vorbim de 9 puncte diferență între noi și ei, dar au și mai puține jocuri în campionat față de noi. Am văzut o echipă omogenă, o echipă cu o unitate de grup foarte frumoasă. Am văzut o echipă care... au fost conduși cu 1-0 în primele minute, în urma accidentării destul de grave a unui jucător la acel meci, după care au avut puterea să revină să câștige jocul cu scorul de 2-1. Câțiva jucători interesanți, câțiva jucători care ar putea să facă diferența cu execuții, cu o viteză bunicică, cu o îndemânare foarte bună. Poate nici terenul nu le-a permis să arate mai mult, pentru că terenul lor chiar arată ca un teren de Liga 4. Și de asta spun, calitatea tehnică de multe ori a avut de suferit. În rest, prea multe vedem la jocul de sâmbătă. Dacă pot veni cu ceva în plus, să ne surprindă. Dar eu zic că... Atmosferă la Andrășești, suporteri pe stadion, ceva emulație sau nu. Un meci oarecare? Da, un meci oarecare, un meci care a adunat câteva zeci de spectatori în jurul stadionului, dar nu pătimași, nu gălăgioși. În schimb, susțineau echipa așa cum puteau. Am citit de curând pe unul dintre site-urile de sport din județ, pe cel mai vizionat, practic, un interviu al unui jucător de acolo, mai exact portarul echipei ialomițene, care spunea că jucătorii sunt oarecum în dubiu în privința voinței pe care o arată conducătorii de a accede la Liga 3. Pentru că pentru ei este o mare provocare, s-au încununat acum campioana județului Ialomița, sunt o echipă de comună, 2200 de locuitori. E complicată situația pentru ei, ecuația una foarte complicată, am înțeles că au acolo un personaj la echipă, un factotum, care e antrenor, e președinte, finanțator, Robert. Da, nu am și nu mai știu cum i-am uitat. Deci e un domn acolo care e și antrenor și președinte, am înțeles, și
ajută și financiar echipa, cel care ține legătura cu primăria, care și primăria are și o contribuție acolo. Și spunea portarul Ialomițenu că totul depinde de ceea ce se va întâmpla pe 5 iunie, de rezultatul alegerilor, dacă primăria se va mai alătura acestui proiect, va încerca să susțină sau nu echipa. Și de asta mă gândeam că, pus în oglindă, cu ce vine FCM-ul, cu stabilitate, cu organizare, până la urmă cu valoare mai mare, până în cele din urmă ar trebui să... Nu trebuie să punem lucrurile astea, dacă le punem, totul contează. Dacă le punem în balanță aceste lucruri, atunci noi trebuie să fim câștigători la puncte, ca la box, adică în neprezentare, pentru că dacă am fost acolo și am văzut un teren gen Peretu, da, nu spun prea multe, dar asta nu trebuie să, nu înseamnă că nu trebuie să avem cea mai mare atenție, să jucăm jocul, să-l tratăm serios, pentru că indiferent cât am spune noi că e o echipă de comună, e un joc pe care, iar faptul că acolo există un singur președinte, antrenor, au mai și fost puțin finanțator. Și puțin finanțator, au mai fost cazuri tot timpul când președintele poate să fie și finanțator și antrenor, e greu să duci echipa mai departe, pentru că la Liga 3, uitați-vă, eu am făcut împreună cu domn profesor, am stat, ne-am orientat și la costuri, și la baremele de arbitraj, și la transport, și la tot. Deci sunt, cred, considerabil de ceea ce eram la Liga 4. Și atunci trebuie să își pun și întrebarea, probabil, domnule, dacă noi mergem să jucăm și să, Doamne, să câștigăm noi, sau cu ce ținem această echipă? Pentru că acolo nu-și pot disputa jocurile pe acel teren, sub nicio formă. Deci acolo nu avem cum. Deci nu există gar, nu există un verdulet, ce nu discutăm de, da, despre ce meciul, să meciul de baraj este, chiar la ei acolo. Este organizat, da, meciul de baraj se va juca pe terenul lor, întrucât AJF-urile sunt programate să joace jocurile de baraj pe terenul care ai disputat campionatul. Asta nu intră la sub nicio formă. Deci acolo ne vom desfășura noi al doilea meci de baraj la Andreșești. Da. Domnule antrenor, câteva zile până la primul meci de acasă contra celor din Andreșești. Azi este luni, sâmbătă este meciul. Cum va arăta programul echipei următoarele zile până la ora partidei? Cunoscut și băieților, mult a fost, puțin a mai rămas. Și până la ora partidei vom face un program cu ciclul săptămânal normal de antrenamente, cum am făcut și până acum. Încercăm să vedem dacă găsim o locație în care o să stăm cu toții, da, într-un cantonament de o zi, două, înaintea jocului oficial. Împreună cu președintele clubului căutăm, pentru că avem un mic impediment în chestia asta, în care să stăm toți în același loc, așa este normal. Încercăm să ne concentrăm foarte mult pe acest joc, să nu mai avem alte preocupări. Asta este ideea acestui cantonament. Pentru că în momentul în care jucătorii pleacă acasă mai apar și problemele personale. Și atunci încercăm să-i ținem departe de ele. Antrenament normal mâine, miercuri, antrenament normal. Încercăm să facem antrenamente la ora jocului, adică orele 18 după amiază. Intrăm în cantonamentul ăsta de dinainte de joc. Iar sâmbătă vă așteptăm la un număr cât mai mare la stadionul municipal din Alexandria să ne susțineți în... Cum putem? Indisponibilități în lot? Indisponibilități... Suspenderi? Nu certe, dar am jucători care și în urma acestui joc resimt anumite accidentări. Dar... sunt recuperabile, zic eu, până la ora jocului, din ceea ce am vorbit cu jucătorii astăzi. Domnule președinte, în ipoteza unui scenariu fericit și foarte plauzibil la momentul la care noi discutăm, pentru că, nu știu, eu mă repet, mie mi se pare că FCM-ul e clar favorită, sunt două partide, prima se joacă acasă, un meci bun, o seară bună, sâmbătă, rezolvă lucrurile, indiferent de cum va arăta gazonul din Ialomița de la Andrășești, pentru că și indiferent cât se va încorda, pentru că am înțeles că echipa din Andrășești nu a avut parte de pregătire centralizată.
Nu știu lucrurile astea. Nu știu lucrurile. Parcă așa. Am înțeles că ar fi avut ceva în el, dar nu. Da, nu în ciclu săptămânal normal de antrenamente, adică în permanență, dar au și ei 2 zile, 3 zile pe săptămână în care se întâlnesc și fac, adică dispun acolo de 4 stâlpi nocturnă și după amiaza, în zilele stabilite, la anumite ore, merg și aprind nocturna și își fac antrenamentul. Da. Bun. Suntem pe 26 iunie, da? Facem așa un pas în arc în timp. Dumneavoastră sunteți președintele clubului, domnul antrenor a promovat cu echipa, misiunea lui, dintr-un anumit punct de vedere, se încheie și intră în nu scenă. Nu se încheie, mergem în continuare. În prima fază, mergem, vorbim și de chestia. Vreau să vă întreb, din punct de vedere al organizatorii, pentru că de la Liga 4 la Liga 3 sunt diferențe în privința și cerințelor de ordin organizatoric. FCM-ul cum arată ca structură organizatorică cu echipe de junior, cu... Păi, exact cu ce ne trebuie, cu toate cerințele, cu trei grupe de juniori. Nu vă ascund că sunt în discuții pentru Liga 5-a să refacem ce am făcut. Să refaceți ce ați pierdut, în urma poveștii cu finanțarea și să ne ducem iarăși echipa, dacă se poate. Discutam cu domnul profesor să putem să mergem pe grupă de juniori republicani, dar asta înseamnă două grupe de republicani, nu una, dar înseamnă costuri mai mari decât ce a însemnat Liga 5-a și atunci trebuie să ne gândim foarte bine la cum structurăm clubul. Avem trei grupe de copii și juniori care vin din urmă. Nu avem probleme de organizatori, ci decât jucătorii să joace și să facă tot posibilul să câștige barajul și după care să ne continuăm aventura în Liga 3 în continuare, pentru că promovând această echipă, eu cred că lucruri care se vor schimba nu vor fi prea multe, din punctul meu de vedere. Asta trebuie să știu, domn profesor, dacă are schimbări în eventuala promovării în Liga a treia, atunci vom sta de vorbă. Până atunci, toate lucrurile la Alexandria sunt în regulă. Jucătorii nu cred că au motive să, din punct de vedere financiar, să fie nemulțumiți întrucât sunt la zi. Da. Toate lucrurile sunt în regulă. În rest, nu sunt probleme. Domnul antrenor, lotul lui FCM este unul omogen, este o mixtură între destul de mulți tineri jucători și câțiva jucători cu experiență și cu valoare certă. Cum ați făcut distribuția? Cum ați încercat să echilibrați aceste aspecte? Pentru că, indiferent cât de sclipitoși, de talentați și de în formă ar fi la un moment dat tinerii și foarte tinerii jucători, astfel de meciuri sunt exact momentele în care e posibil să apară niște sincope în jocul lor și e întotdeauna de dorit ca echipa să fie echilibrată, să aibă și jucători cu experiență, care au mai trecut prin astfel de momente, care au mai traversat astfel de meciuri și au ieșit cu brio din ele. La Alexandria, cum arată acest tablou, dacă stăm să-l... În momentul ăsta, lotul Alexandriei este cumva jumătate-jumătate și aici vorbesc de... Cum am mai spus-o și în emisiunile trecute, noi am încercat să aducem în lot cât mai mulți copii under 19 care să ne putem baza pe ei la nivelul Ligii a treia, adică nu concepem să nu echipa să nu ajungă Liga a treia și atunci avem în momentul de față 12 jucători under 19 și 12 jucători trecuți de vârsta junioratului. Din acești 12 jucători, în permanență, 2-3 au jucat în echipă. Noi, prin asta, am încercat să îi pregătim pentru meciurile din Liga a 3-a, adică să nu folosim o echipă cu jucători, eu știu, under 23, cum se cere de față la regulamentul campionatului de Liga 4-a în Telorman, și am încercat să gândim pentru Liga a 3-a. Deci noi întotdeauna am jucat cu 2 sau 3 jucători under 19, născuți 97 sau 98 în teren, pentru a-i pregăti. Și din cauza asta spun că acești jucători, sau cei care au jucat mai mult, sau în permanență, pentru că avem un Barbolată care e născut 99 și a jucat în permanență, titular, meci de meci, avem un Preda care, în urma unor accidentări,
nu prea a jucat în acest retur, dar este un jucător care în trecut a jucat. Avem un Dragu care a jucat meci de meci, născut 97. Avem un Sârbu care a jucat și el în mai mult de jumătate din jocuri. Și atunci le-am dat șansa acestor copii să joace și consider că ne putem baza în aceste jocuri pe cel puțin 3-4 dintre ei pot intra fără a fi o mare încărcătură pentru ei acest joc. În schimb, jucătorii cu experiență acum trebuie să-și pună, să scoată în evidență valoarea lor, caracterul lor, dorința lor de a promova această echipă. Eu și conducerea le-am demonstrat că avem încredere în ei, ei știu mai bine ce vreau să spun prin chestia asta. Și ei nu rămâne acum decât să ne convingă de faptul că nu ne-am înșelat asupra lor. Domnule antrenor, să înțeleg că dacă veți merge la Liga 3, nu veți avea mari probleme și bătăi de cap în a alcătui lotul echipei din punct de vedere al acelor cerințe legate de vârsta unui număr de jucători. Deci, dacă avem 12 jucători, exact. Jucătorii. Dacă avem 12 jucători, consider că cel puțin 4-5 din acești 12 pot face parte din lotul echipei și pot juca la nivel de Liga 3. Deci, asta a fost și ideea. E foarte greu să găsești sau în momentul în care în momentul în care vine Liga 3 să iei un copil care a terminat junioratul sau care nici n-a terminat junioratul și să-l iei să-l folosești într-o echipă de seniori. Și atunci e mai greu. Eu considerând că sunt jucători care de un an jumătate joacă în permanență, chiar dacă a fost Liga a 4-a, altfel se vor prezenta. Da. Domnule președinte, ne întoarcem la dumneavoastră. Diferența dintre un club de Liga 4-a și, evident, competiția în care volează și acolo unde probabil veți evolua din această toamnă, la Liga 3-a, este una foarte mare. Legate în primul rând de costuri. Alexandria este principalul așa județului, municipiul reședință de județ. Va avea, cel mai probabil, repet, emoții sunt normale, dar cred că până la urmă Alexandria nu va avea probleme cu... Spunea domnul profesor, cine nu are emoții, înseamnă că... Corect, emoții sunt, dar acum să nu ne împiedicăm de emoții. Doamne ferește, ar fi culmea... Sunt nicio formă, nu. Dar cum pregătiți viitorul? Pentru că va fi nevoie de un buget mai mare de... Păi nu s-a pus problema din punct financiară, pentru că suntem susținuți și ținem să mulțumim pe această cale municipiului și Consiliului Local și domnului primar, pentru că a susținut această echipă din toate punctele de vedere și atunci, în momentul în care e susținut, pot face performanță. Noi aici am vrut să ajungem cu echipa, să facem performanță, să ducem echipa asta la Liga 3-a, pentru că, după cum a spus la începutul emisiunii, de 3 ani de zile ne chinuim să putem să accedem la Liga 3-a. Am mai fost și încercările anul trecut de a colabora sau, mai bine spus, a încercat să aducem o echipă de Liga 3 să putem să luăm, dar cel mai bine și cel mai bine după ce am stat la masă și ne-am așezat, a spus, domnule, trebuie să promovăm pe criteriul sportiv. Suntem acum la momentul cheie de a promova această echipă. Ce spuneați mai devreme? Păi, baremurile de arbitraj la Liga a 4-a sunt undeva până în 800 de lei. La Liga 3-a depășesc 3500 de lei sau 3000. Cam acolo ajung. Vă dați seama, dintr-un foc automat sunt 15 jocuri acasă, deplasările nu mai sunt de 50 de kilometri, sunt de minim 200, unde te duci și atunci se reduc costurile. Dar cu ajutorul și cu susținerea municipalității vom putea gestiona situația fără nicio problemă. Adică acum să înțelegeți că mergem și spunem că vrem suma X și pe aia gata pe aia. Nu, ne facem niște costuri reale, să fim realiști, cu jucătorii care trebuie să plătiți pentru că pentru primul munca lor vor demonstra. Ați văzut sâmbătă Turnul Măgurele, am jucat o sâmbătă noi acasă, o sâmbătă Turnul Măgurele. La noi a venit 102 de spectatori, la turnul a fost 5-700 de spectatori. Deci e altceva. Deci, cum explicați? Păi, diferența de ligă. Diferența de ligă. Deci în momentul în care... Și diferența, faptul că oamenii din municipiu și de comunele alăturate sunt dornici de fotbal și vor să vadă fotbal la Alexandria, nu neapărat că este echipa la... Dar Liga 4 este altceva față de Liga 3. Și atunci au venit să vadă meciurile, chiar este o emulație sâmbătă de sâmbătă, jucăm o sâmbătă noi și aducem 1000 de spectatori, vine turnul, aduc și aia. Și atunci e o concurență foarte, foarte frumoasă. Sper să
Sper să o avem și noi din din poate vezi fi în aceea serie și atunci păi, cu, nu, sigur, cu siguranță vom fi în aceea serie. Nu cred că vom ne muta noi în altă serie să jucăm și în altă serie. Nu, cu siguranță vom fi în aceea serie trei echipe. Va o să fie ciocnire în bronz. O să fie trei derbiuri frumoase, tur retur și atunci vedem care câștigă. Va fi cu mai siguranță departe. Foarte interesantă acea serie din Liga 3. Vorbim de această chestiune a împărțirii stadionului, domnule președinte, și vă întreb o dumneavoastră, pentru că sunteți oficialul clubului. La turnul s-a demarat amplul proces. S-a demarat amplul și complicatul proces al construirii unui stadion și cum facem să construim unul să ne dermăm pe la vechi. Bun. Și atunci echipa a fost nevoită să... Deci viața echipei Sporting Turnul nu e una foarte simplă, cu atâtea deplasări, cu meciul. Vreți la... să mă întrebați dacă și Alexandria pleacă proiectul care a fost dat către compania națională de investiții. Și dacă pleacă, când se oprește, de câte ori se oprește? Asta nu pot să vă spun. S-a oprit datorită, că până la urma urmei tot revenind la politică. Da. Și ieșind pe post și spunând că unui oraș nu-i trebuie o investiție de anvergura asta. Eu nu cred lucrul ăsta și poate Alexandria, chiar dacă n-avea o echipă de Liga 4 sau chiar dacă n-avea echipă de Liga 3 sau poate chiar dacă n-avea echipă de loc, investiția stadionului municipal era benefică pentru Alexandria. Uitați-vă, suntem la 80 de kilometri de București, sunt jocurile naționale de tineret. Oricine poate își discuta un joc în condiții normale de o națională de tineret, de under 17, 16, 19. Mai merg la Mogoșoaia. Ca să nu mai... Da, nu. N-au spectatori. Aici, la investiție cu stadionul, cum s-a făcut macheta, cu 40 de camere, cu hotel, era o investiție pentru Alexandria. Investiție europeană. Fără îndoială, la turnul, Măgurele au demolat și s-au oprit lucrările. Eu sper că din toamnă, până în toamnă, lucrările la stadionul municipal, pentru că, din ce am înțeles, ori să plece, dar cred eu că... Știți cum pleacă? Cum ticul dărâmatul stadionul și apoi dacă proiectul are... Cred că sala deja, până în decembrie, cred că e gata. Sala va fi gata, da. Și atunci este un obiectiv, este o echipă de basket de Liga 1, este o echipă handball. De handball de Liga 2. Vor mai apărea și alte... Mai sunt și alte, nu neapărat fotbalul, că predomină fotbalul, da? Uitați-vă că fotbalul a fost luat la șuturi peste tot. Cam așa. Au fost tras la 11 din toate părțile. Proiectele astea, dincolo de coloraturi și chestiuni politice, ele trebuiau să apară. Deci și sala polivalentă și stadionul municipal din Alexandria meritau aceste investiții. Nu, alexandrenii meritau aceste două alexandrenii obiective. Și nu numai alexandrenii, pentru că vorbim de municipiul de ședință de județ, el nu aparține neapărat celor cu... Dar nu am spus lucrul ăsta, dar alexandrenii, da. Județul, hai să spunem, da, că dacă se făcea o investiție la turnul Măgurele, uite, beneficia, dacă la turnul Măgurele se termină stadionul înaintea acelui, vom merge și vom juca jocurile. Ce faceți dacă se dărâmă? Bine, să începe proiectul ăsta cu stadionul din Alexandria. Abia așteptăm să înceapă. Va dura ceva timp. El va intra în demolare. Bun. Vor fi două echipe care își împărțeau un stadion. Acum... Nu știu. Momentan nu m-am gândit la lucrul ăsta. Nu că nu ne-am gândit. Ne-am gândit la lucrul ăsta împreună cu domnul profesor. Avem o colaborare și cu școala sportivă, cu doamna Pipera. O să vorbim la momentul respectiv să ne desfășurăm jocurile de campionat la terenul din CSS, pentru că eu zic că și acolo e un teren destul de bun, întreținut. Terenul nu e rău, dar totuși pentru Liga 3. Păi, nu avem. O să găsiți terenul la Liga 3 mai proaste decât ce e la școala sportivă. Nu vorbesc de gazon. A, din punct de vedere al... asta este acum, nu putem să... Trebuie să jucăm în Alexandria. Adică oamenii, chiar dacă vin să vadă FCM-ul, îl pot vedea local. Nu trebuie să-i mutăm la turnul sau la roșiori. Dar dacă este cazul, vom face și deplasarea la turnul să jucăm pe teren sau la roșiori, dacă nu avea posibilitate să jucăm. Să sperăm că... Da, măcar să se înceapă lucrările la acest stadion, măcar să vedem cu ochii noștri că au plecat și atunci, în momentul în care... Ne sacrificăm, că urmează un lucru bun și atunci lucrurile bune se fac mai cu răbdare și... Și e nevoie de timp, domnule președinte, și de continuitate. Dacă continuitate nu e, nimic nu e. Bunele intenții, proiectele voluminoase, care arată bine 3D, care încep bine, iată, dar să vedem. Pentru că mai sunt proiecte neapărat pe filiera asta sportivă, care au suferit sincope foarte mari. Amânări, vorbesc de județ. Și ar fi păcat și cu aceste câteva obiective care... de care, dacă județul ar dispune în următorii ani, ar fi mai mult decât sunt bine. Convins că mai mult decât bine. Eu sunt convins că pe următorii 4 ani de zile toate proiectele se vor derula și vor ajunge și la finalitate, pentru că e păcat să nu stai cu un cinematograf care
Acum au început să-l refacă, Casa de Cultură, stadionul, nu trebuie oprite. Adică noi ne-am oprit din evoluție. Cu ceea ce facem noi și venim și ieșim și spunem la televizor, domne, ce ne trebuie nouă, domne? Păi, dar noi nu suntem, suntem părtași la aceeași... La televizor toată lumea poate spune orice și păi, noi putem să spunem. Aici am multe chestiuni. Acum, nu le spunem acum, dar le spunem pentru sport, lăsați să se construiască, că e bine pentru oraș și pentru sport. Ați văzut că sunt 500 de oameni la stadion, alergă în fiecare seară. Da? Părinții... Se vaită că virulă copiii stau în fața calculatoarelor. Dar unde să-i ducă, domnule? Păi da, adică dacă obstrucționăm chestiile astea care municipalitatea le face pentru sport, de ce ne mai văităm că stau copiii pe la calculatoare? Da, adică astea sunt puncte de atracție, un stadion nou, o sală de sport nouă, un copil e încântat, da? Vine către sport mai ușor. Așa noi dacă spunem casa lui, dacă exact, are, da. E sărmane pe drumul, e homeless. Asta spun, trebuie să lăsăm lucrurile să deruleze normal. Noi, v-am spus, obiectivele trebuie atinse la fiecare nivel, din toate punctele, pas cu pas. Și după care, după aia ne vedem fiecare de conducere. Domnule antrenor, mai avem 5 minute din această întâlnire. Ușor, ușor, timpul nostru se apropie de final. Nu mai aveți mult din contract. Mă înșeală pe mine memoria. V-ați gândit? Eu nu v-ați mai gândit de mult. Eu nu știu treaba asta. Parcă așa era, de la momentul ăsta, era un an și jumătate. Am spus... Eu vă întreb că poate nu ne mai întâlnim. Da, nu. Da. Eu am spus întotdeauna și oriunde am fost, am antrenat în 5 județe. Eu niciodată nu m-am alegrat de perioada contractuală. În schimb, în momentul când am avut discuția cu conducătorii clubului respectiv la care am antrenat, întotdeauna pe primul plan au fost, să zic, nu condițiile, da, condițiile necesare desfășurării activității. Și aici includ teren de antrenament, materiale auxiliare, mingi, gărdulețe, copete, echipament, da, îmi place ca echipa să fie îmbrăcată la fel la antrenamente, echipamente de prezentare. Astea sunt primele aspecte care eu le voresc conducătorii. Eu când am venit la Liga 4 la Alexandria, eu știam că Alexandria poate oferi așa ceva și vorbeam de perspectivă și mă gândeam la perspectivă. Din cauza asta am acceptat cu tot sufletul să vin la Alexandria, pe care perioada contractuală nu este un factor pentru mine. Cât mai lung, sau eu am spus întotdeauna, am venit la Alexandria cu sufletul să promovăm. Pot să mai am încă 3 ani contract de aici înainte. Dacă, să nu vorbesc într-un ceas rău, se întâmplă ca acest obiectiv să nu fie îndeplinit, eu nu voi mai antrena în viața vieților mele. Și dacă încă 3 ani mai am contract cu Alexandria, contractul meu s-a încheiat. Deci eu nu... Deci nu veți ține cu dinții de contract, asta e clar. Exact, niciodată așa ceva. De asta spun, adică pentru mine nu a contat și nu contează perioada. Probabil că vezi. Atât am spus în momentul când am venit, că nu voi promite promovarea din primul an pentru că altă echipă din mers cu minus puncte față de... un adversar dificil atunci. Exact. Asta am spus, nu o promit. Dacă vreți să promit, nu am cum să vin. În rest, perioada contractuală nu mă interesează cât e. Dacă... Eu vreau promovare, pentru asta vin și din momentul în care se întâmplă rău, eu nu mai antrenez niciodată. La Alexandria sau? Nu, niciodată. Bă, e un cuvânt greu și bă, nu vreau să mă leg de el pentru că sunt și pe final, vreau să mă întreb. Veți promova cel mai probabil, dar dacă veți promova și vă veți primi oferta să rămâneți la Alexandria, prima dumneavoastră opțiune este aici unde ați construit o echipă. Garantat. Vă dați seama. Deci garantat. Deci dacă președintele vine și spune... Dacă mai avea președintele pe urmă, că nu poți să știi dacă mai avea președintele. Bine, la Liga 3 poate cine știe ce... Nu s-a pus problema. Noi am discutat aceste aspecte. Vom continua proiectul cu Romica Ciobanu și la Liga 3. Nu vă ascund lucrul ăsta, pentru că munca care am depus-o împreună a fost o muncă cu final fericit, care o să-l avem după meciurile de baraj și atunci nu poate să plece Mirele și Mireasa să divorțeze la nuntă. Nu se poate așa ceva. Nu avem cum. Deci Romica Ciobanu va rămâne și în continuare după promovarea echipei ca antrenor principal Alexandria. Că va sta, că vom semna pe un an sau pe doi, depinde de obiectivele pe care ne le propunem mai departe și atunci vedem ce e de făcut.
Domnilor, am ajuns la finalul întâlnirii noastre din această seară. Nu vă spun ultimele cuvinte înainte de despărțire, înainte de a vă ura în toată inima multă baftă. Vă mulțumim. Multă baftă. Mulțumim. Și să duceți Alexandria acolo unde este locul la Liga 3, între cele mai bune echipe de la nivelul ăsta. Vor fi niște derbiuri foarte, foarte interesante, care vor aduce oamenii la stadioane. Unde vor fi stadioanele? Rămâne de văzut. Nu, și pe acest stadion care vezi dumneavoastră, ați văzut că greutatea lor la cei 1000 de spectatori care au fost sâmbătă la meci a susținut, da? Așa că poate în continuare bătrânul municipal susține și 2000 de spectatori. Stați, măcar să avem noi sâmbătă de sâmbătă la meci și să avem o echipă frumoasă la Liga 3. Doamnelor, domnilor, am vorbit despre Fotbal Club Municipal Alexandria cu președintele clubului Bogdan Ciobanu și cu antrenorul formației campioane a județului. Și vreau să vă rog frumos ceva să spun, că nu suntem frați la emisiune. Și care nu sunt frați, unul de Românean, celălalt e din Dâmbovița. Să nu se, să nu se confunde, că pe urmă la câte discuții. Deci nu e nepotism, ca să nu... Bun, punem punct aici întâlnirii noastre. Rămâneți cu Media Sud, imediat urmează știrile, rămâneți cu noi. Subiecte interesante. Până săptămâna viitoare, la revedere.